sarea se vestuiră, cum nu continuă mânatiță. Mai puțin. Și nu deși vestuii mari din tinderi, întotdeauna au să vestuii mari sau ca soți între tinderi mari, omul care tot e prea mare, deja este prea împrăștiată, este amestecată. Nu poți supraveghea, nu este mult duh, unii sunt mulți la un loc. Duhul lucrează mai mult când sunt 1, 2 sau 3 în numele Preasfintei Treimi. Ori sehaștii au împlinit această treime, harică, au ales liniștea. Și România, prin spațiul acesta carpatic, unic în lume, pe care ni l-a dat Dumnezeu, țara asta nu ne-a dat-o oamenii, nici voievozii, doar o apărat-o și o slujit-o. Ne-a dat-o Dumnezeu, această țară rotundă ca o prescurie, care încă îi zicem România, a fost și pare să mai supraviețuiască și de acum încolo ca o patrie a sehașilor și a sehăstriilor. Prin sehaș înțelegem un om de liniște, cuvântul îi greșesc, vine de la isehie sau călugărul care iubește liniștea. Liniște nu înseamnă să dormi și să mănânci, care să te rogi în taină, să poți vorbi cât mai direct cu Dumnezeu. Și neîncetat, dacă se poate. De ce românii au iubit viața isehastă? Sau sehăstria. Pentru că încă laicii, mirenii, cum spunem noi, trăiesc o viață isehastă. Ce sunt satele de munte, chiar la Munții Apuseni, chiar la Maramureș, chiar în Bucovina noastră, chiar la noi, în zona Moldovei, sate micuțe și oameni foarte liniștiți. De ce să mai agitați oamenii din satele și localitățile mai mari decât din localitățile mai micuțe? Ca și în oraș. Așa, unii în localități mai micuțe se roagă mai mult. Are mai multă liniște, ascultă mai puțin zgomot, vede mai puțin pe orizontală și mai mult pe verticală, se roagă mai mult. Deci și sehaștrii care au venit și au întemeiat aceste mici sehaștrii, ei nu au venit decât din spațiu tot rural, de la stâna cu oi, unii atâta pace. Dintr-un sătuc, dintr-o casă cu 8 sau 10 copii, și el n-a făcut decât a continuat viața isehastă de acasă, a condus-o în munte sau într-o poiană. N-a ieșit din comunul național, să zicem așa, strămoșesc al neamului. Nu, doar a adăugat la rugăciunea care l-a învățat mama, a mai adăugat și el ceva în plus. Inima lui, rugăciunea lui Iisus, lacrima lui, privegherile din noapte, postirile, toate acestea, și l-au făcut sacru, s-au făcut de adevărat ca un sfânt al locului, un cuvios, fără nume. Asta e taina mare a românilor. Se hăstrei cu mulți sehaștri, dar sehaștri fără nume. Asta e smerenia și poate care a caracterizat în istorie și trebuie să o subliniem, nu e o prostie asta, ci e o mare calitate duhovnicească. N-au făcut reclamă, nu s-au scris numele nici pe piatră, nici pe, uneori poate nici pe cruce. Au trăit în anonimat, ca să-i cunoască numai Dumnezeu și numele lor să fie scris în cartea vieții. Părinții noștri și mai și călugărilor, nu ca ta avere, ca ta liniște sau rugăciunea cu Dumnezeu. De aceea românii au scăpat, mai, ca multe alte țări din Europa, au scăpat de multe nevăliri. Au venit peste noi, dar au venit și au plecat. Dacă au mai plecat sau au murit prin locurile acestea. Dar românii au rămas în istorie. Și aceste sihăstrii trebuie să le denumim ca locurile cele mai sacre ale românilor. Astăzi nu mai sunt. Au rămas toponimia, tradiția locală, câte un bătrân de 100 de ani sau știu eu, mai povestește că a fost aici un sehastru, părul călugărului, dealul monahului, valea Serafimei sau știu eu, călugărași izolați care au, sunt sfinții neamului. Și bine că nu le-au rămas numele, că ne lăudam prea mult cu numele lor. Nici colo câte un nume a rămas, prin toponimie, atâta. Încolo nu s-au scris numele oameni care au iubit anonimatul. Au trăit ca niște anonimi, ca niște străini pe pământ și ca să fie cunoscuți numai de Hristos. Asta nu întâlnește în multe locuri. Rar lucrul acesta și lecția aceasta de smerenie și de rugăciune și de isihie românească. Și marile sihăstrii, micile sihăstrii, s-au format unele mai mari, altele cu timpul s-au transformat în mănăstiri, a venit voievodul și i-a făcut o poiană și dintr-o sihăstrie a făcut o mănăstire și a pus pisania respectivă acolo, a făcut și o donație mare și a rămas mănăstirea voievodului cu tare, Ștefan cel Mare și-o spun, să știu eu care. Dar toate au fost sihăstrii la început. Și Daniel Sehasu, mănăstirea Apuna, nu e cei care o vedem acum. E cei care au dus-o Sfântul Daniel Sehasu. Aceea a fost marea mănăstire, Putna. După aceea a venit marea mănăstire, să zicem, din interes național al lui Ștefan cel Mare, dar era mai încărcată de patriotism și de
de tradiții, zice, naționale decât din încărcătură duhovnicească și spirituală. Ori a pierdut spiritualitatea când mănăstire, Sfântul s-a făcut mănăstire și s-a pierdut din calitățile de altă dată. Deci sehastrii sunt oameni de liniște, rupi din poporul acesta, care nu s-au dus în munții sau în Valea Nilului sau în știu și munții Himalaya, cum se duc acum Yoginii sau știu unde se mai duc, ca să primească ei har și lumină. Alături de satul lor, la o poiană, la un deal, la un peste o munte, și acolo s-a făcut un cuibar sfânt și s-a rugat pentru satul lui, pentru părinții lui, pentru neamul lui, pentru voze neamului, pentru... Și acestea ne-au ținut pe noi. Călugrii sunt verticalitatea prin rugăciune și prin sfințenia vieții lor, iar voivodul cu poporul au ținut și verticalitatea cât a putut și linia orizontală au supraviețuit neamul acesta românesc și așa că a fost țara ca un stup de albine. Și rugători am avut, și duhovnici mari, și mame cu copii mulți, și voievozi evlavioși care au ctitorit ca nici în toată țara atâtea schituri și mănăstiri. Și toate acestea sunt o binecuvântare care ne-a dat nouă Dumnezeu în istorie. Și pe scurt de tot, asta ar fi viața sihăstrească, viața de rugăciune, de smerenie, nu total luptă de lume, ci atât cât se poate. Și când satul era în nevoie, și mama plângea din necaz, și voievodul sau țara era în primejdie, ce făceau călugării? Ce-a făcut Sfântul Daniel Seasul? Se ruga pentru țară. Și când dacă 100 sau 2 erau înainte, cum am constatat eu, poate 1000 de călugări pusnici sau sihaștri, când aceștia ridicau mâinile toți în sus și se rugau, voievodul câștiga bătălia, turcul pleca rușunat din țară, tatarul plecea și el și lăsa prezele pe loc aici și nu mai vine de grabă înapoi. Pentru că nu atâta sabia lui Ștefan și altui voi văd îi ardea pe ei, ci flacăra rugăciunii acelor mii de sehaștri și acelor mame cu mulți copii care se ascundeau prin păduri, se rugau și așa Dumnezeu ne elibera țara. România, calculat la kilometru pătrat, are cele mai numeroase mănăstiri și cel mai mare număr de monahi pe planeta aceasta care se numește Pământ. Nu e un prilej de laudă, mai mult de frică. Vai nouă dacă acești cât sunt acum vor rămâne numai la cantitate și nu vom trece la calitate. Ori avem o școală a vieții sehastei, a sehastriilor. Avem și cărți despre ei, s-a mai scris. S-au mai unii sfinți cunoscuți, s-au canonizat, s-au trecut în calendar ca sfinți. Avem vieți de sfinți, avem încă mame care ne cresc pe noi. Să știți, niciodată un sehastru nu poate fi mai bun decât mama care l-a născut. Nu poate fi mai sfânt el decât mama lui. Cât o mai avem mame care nasc și care plâng la rugăciune și care nasc copii și îi cresc în frica lui Dumnezeu, România nu pere. Neamul nostru nu pere. Dumnezeu prin îngerii lui îi va cruța, îi va ocrede și de războaie, și de foamete, și de cutremure, și de văzuți și nevăzuți vrăjmași. Să ne gândim noi astăzi, rămâne numai cu istoria, cu amintirea sehăstriilor, ne lăudăm numai cu toponimia, că aici a fost un seadu și acolo un pustnic și acum punem o cârcimă în loc, ce punem acolo? Rămâne să vedem dacă rămânem cu această verticalitate în istorie sau nu. Sau așteptăm să ne dea apusul sau răsăritul, cine să ne dea nou sau să ne păseze verticalitatea din istorie care am avut-o până acum de mult. Rămâne să vedem. Și aici e răspunderea tuturor românilor și în special a intelectualilor. Cu conferințe nu vrea să salvăm România. Cu vorbe frumoase nu salvăm România. Cu trăire frumoasă în Hristos, fraților. Cu o trăire autentică în Hristos, cu rugăciune, cu viață curată. Prea mult vorbim și prea mult scrim și prea mult publicăm și prea multe fotografii facem. Dar la trăire puțin suntem. E să ne punem noi la post, cum e postul mare acum, toată țara să postească 40 zile, ca toată lumea, cum posteau înaintașii noștri. Să vedeți ce pași frumos avem, ce vară binecuvântată avem, să vedeți că nici apa nu ne ia la vale, nici zapada și gheața nu ne cade în cap, nici păgânii nu mai vin peste noi și sectele care sunt armata vrăjmașului și care sunt plătiți bine din afară să ne distrugă această țărișoară, cum am spus, ortodoxă, această insulă ortodoxă care este dumnezeiască, dacă înțelegem în sens duhovnicesc. Sunt două feluri de libertăți.
o libertate materială sau exterioară sau laică, profană, dacă voiți, care de fapt înseamnă o robire prin patim, și o libertate interioară a Duhului, a sufletului, a rugăciunii, libertatea lacrimii. Să lăs. Să curgă atunci când te rogi. Libertatea Duhului, care ți-o dă numai rugăciunea, spovedania, Sfânta Împărtășanie, prezența regulată la biserică, citirea cărților sfinte. Dacă vrem să învățăm ceva, nu învățăm de la teologi mai mult. Învățați de la poporul de jos, anonim. Cea mai înaltă teologie o trăiește poporul de jos. Și cel puțin în anumite zone. Și noi ne folosim de ei. Aici era cândva o mamă care se ruga într-o biserică, în biserică, s-a scris într-o carte, numită Bucuriile Suferinții. Și când se ruga, o flacără de lumină noaptea se ridica deasupra capului ei. Noi n-am ajuns la nivelul ei. Să învățăm de la mamele cele bătrâne, de la oamenii aceștia anonimi ai României, pe care nu știe nici Bucureștiul, nici altcineva, nici guvernul, nici cei de jos, poate nici noi. Ăștia sunt puterea poporului, nu cei din frunte, cei anonimi. Ăștia sunt greu neamului, pentru că se roagă, pentru că știu să rabde, pentru că spostesc, pentru că țin crucea în inimă și în mâinile lor, pentru că trăiesc în bucuria învierii. Ei sunt săraci și fericiți, tale fericiți, dar trăiesc bucuria învierii. Deci, țara aceasta noastră, și acum suntem la Sihăstria, e mănăstirii care, sigur, s-a extins tare mult în ultima vreme. Mie îmi pare rău că s-a extins Sihăstria prea mult. Eu o spun la un nivel național, dacă vreți, și mondial. Mie îmi pare rău că o știam acum 50 de ani, o Sihăstrie mică și smerită, cu 20 și ceva de călugăraș, și tare mai era frumoasă și tare mai era singuratică. Și se rugau și plângeau călugării și eram ca într-un paradis. Într-un timp record a ajuns o mănăstire mare, asaltată din lume, din toate părțile, de aproape și departe, și noi obosiți că nu mai putem face față la atâta lume, cu sute și una de probleme fiecare, cu întrebări, și răspunsurile vin totdeauna mai puține și mai nemulțumitoare, că nu mai e timpul nici cine să ne mai spună. Deci, Sfântul încă mai face un efort, un efort care ne depășește, să stăm în calea oamenilor, și nu numai Sihăstria. Și credeți că Fresenier nu-i tot ca o Sihăstrie, egal cu aceasta. Și alte multe mănăstiri, toate lucrează. Nu stă nici o mănăstire degeaba, toate lucrează. Mănăstirile mari, mănăstirile mijlocii, schiturile și numeroasele Sihăstrii, care nici eu nu le mai știu cum se cheamă, peste 300 la număr. Toate lucrează pentru Dumnezeu. Iar aici la Sihăstria vine popor mai mult, în special datorită marelui nostru părinte Cleopa Ilie, care l-a dat Dumnezeu un om care este un unicat astăzi în țara noastră românească, știut peste toate meridianele lumii la ora actuală, ca un mare duhovnic și ca un mare părinte duhovnicesc, pentru viața lui deosebită și a unui părinte care nu de mult a închis ochii, Paisie Olaru, mare duhovnic de talie națională. Acești doi părinți au schimbat tradiția și istoria mănăstirii Sihăstria. Datorită lor, mănăstirea s-a extins foarte repede, pentru că lumea a venit tot mai multe. Datorită lor s-a făcut acest pelerinaj și se face încă aici, deși acum nu prea mai au la cine veni oamenii, că nu mai sunt marii noștri părinți de altă dată. Noi suntem ca niște copii ai lor, facem cât putem, dar nu putem la măsura părinților noștri. Ne smerim și ne recunoaștem. Și toată țara României putem să o numim o țară învierii. O țară a bucuriei. Înviere înseamnă bucurie. Înviere înseamnă nemurire. Înviere înseamnă trăire cu Hristos. Înviere înseamnă rezistență în necazuri. Nu desnădejde. Nu sinucidere. Trăirea cu Hristos sau învierea în Hristos înseamnă să ne curățăm sufletul și casa și țara și mănăstirile și toate zmințelile care au fost, sunt sau care le-au adus alții în ultima vreme. Să ne curățăm și văzduhul acesta să fie curat. Că numai atunci România și mănăstirile noastre învie cu adevărat. Altfel înviem, dacă voiți, gospodărește, cu case, cu mașini, cu laudă, cu fotografii. Noi vrem să trecem de la partea măruntă a ochiului, a vederii, a fotografiei, la albumului, la trăirea autentică în Hristos, prin înviere, prin iubire, prin împăcare, prin o trăire curată. Curat, asta înseamnă învierea în Hristos. Să fim curați, cât mai puri posibil. Și aceasta o pot oferi ca un model mănăstirile și sihăstirile și schiturile. Și mai ales acum cât sunt, mai sunt câțiva bătrâni. Grăbiți-vă să mai stați de vorbă cu bătrânii care au sfințit mănăstirile, care mai sunt aici acolo câțiva ca niște semințe ale lui Dumnezeu.